Probe de sunet verifică sistemele video și scena. Astăzi este ziua cea mare pentru fanii Madonna. Ea va urca pe scenă în fața a 10.000 de oameni veniți din toată România, poate și din alte țări. Un show de milioane de euro. Nici o zi fără scandal la Comisia Udrea. Ce s-a întâmplat astăzi? Acolo va dezbate Mazăicescu într-o nouă ediție Fabrica. Bun găsit, Ema! Bună ziua, bun găsit tuturor! Șah la comisie. Elena Udrea a cerut astăzi în scris recuzarea membrilor Comisiei de Anchetă. În document se vorbește de incompatibilitatea unor parlamentari generată, citez, de dubla calitate și de antepronunțare. În plus, în document se mai reclamă comportamentul abuziv al biroului Comisiei și al altor membri și ca o notă de culoare, Ludovic Orban beneficiază în document și de o greșită scriere a numelui. Liberalul este trecut Ludovic Orban. Despre toate aceste lucruri vorbim în Fabrică. Rămâneți cu noi! Invitații mei în Fabrică, Bogdan Ciucă, Alianța PSD-PC, Vasile Gherasim, Partidul Democrat Liberal, Adrian Iorgulescu, Partidul Național Liberal și jurnalistul Bogdan Chiriac. Bună ziua, domnilor, bine ați venit! Așadar, nici o zi fără scandal, e adevărat, la Comisia Udrea, astăzi ministrul turismului a trimis o sesizare scrisă prin care îi recuză pe toți membrii Comisiei. Marinela Mititelu ne lămurește care sunt motivele invocate, te ascultăm, Mari. Bun găsit, sunt patru astfel de motive, și anume parlamentarii sunt incompatibili pentru că s-au antepronunțat în cazul său, spune Elena Udrea, de asemenea au un comportament abuziv, comisia funcționează fără regulament, se mai arată în sesizare și, pe de altă parte, mai multe locuri, posturi de membru în comisie sunt vacante. Legat de acest din urmă argument, membrii comisiei au replicat însă că aceste posturi vacante din comisie sunt cele care revin PDL. Or, așa cum știm, democrat-liberalii au refuzat să facă parte din Comisia Parlamentară de Anchetă. Pe lângă conținutul acestei sesizări, membrii comisiei sunt revoltați și de formă, mai exact de această greșeală care se repetă în sesizare. Numele lui Ludovic Orban este scris Ludovic Orban și tot legat de această greșeală de scriere, membrii comisiei reclamă un incident. Ei spun că au fost la un pas ca această sesizare să le fie sustrasă, și anume un angajat de la cabinetul președintelui Camerei Deputaților a venit la ei și a încercat să retragă sesizarea invocând tocmai această greșeală referitoare la scrierea numelui lui Ludovic Orban. Și ar mai fi un alt motiv de nemulțumire a celor din Comisia de Anchetă. Astăzi, niciunul dintre cei patru responsabili din Ministerul Turismului citat să vină la audieri nu s-a prezentat. Drept urmare, membrii Comisiei sunt hotărâți să sesizeze mai departe instituțiile abilitate să ia măsuri. Din moment ce, spun deputații, în Constituție scrie clar prezența la audieri în Parlament este obligatorie, nu facultativă. Faptul că domnia sa consideră o incompatibilitate mi se pare un pic ciudat. Probabil că nu a existat o comunicare cu grupul parlamentar PDL și atunci domnia sa nu a știut că cei de la PDL nu au dorit să-și desemneze reprezentanți. În momentul în care am comentat acest material ar fi ca și cum am comentat Constituția, legile, regulamentul de funcționare. Am văzut așadar care sunt principalele lucruri pe care le reclamă Elena Udrea în acest document, o recuzare a membrilor comisiei și primele reacții. Domnule Gherasim, încep cu dumneavoastră, care e baza legală, regulamentară prin care doamna Elena Udrea poate să ceară această recuzare? Că nu scrie nicăieri. Este o bază legală, având în vedere că 4 sau 5 dintre membrii s-au antepronunțat. Există un principiu de drept care stabilește că în momentul în care complet de judecată, că aici suntem în fața unui complet de analiză. Dar parlamentarii nu sunt magistrați, domnul Gherasim. Bun, nu sunt magistrați, însă niște reguli trebuie respectate. Deci dacă știm deja că cei 4 au o părere formată,
Dacă știm că ei deja sunt deciși să analizeze activitatea Elenei Udrea și nu a faptelor de la Ministerul Turismului, atunci e normal ca aceste 4-5 persoane câte sunt, și nu văd de ce ar fi așa de greu ca să fie înlocuite cu alte persoane din același partid. Nu înțeleg de ce. Pentru că, într-adevăr, cele 4 persoane s-au antepronunțat și au apărut într-un cotidian important al țării întregul discurs din perioada respectivă. Domnul Ciucă. Din punct de vedere juridic, nu există un temei legal pentru asemenea proceduri. Există o procedură, neapărat un principiu de drept, dar există o procedură a recuzării, există la instanțele de judecată, dar nu la comisiile de anchetă. Și cu atât mai puțin când vorbim de comisii parlamentare. M-am gândit și eu dacă nu cumva aceasta este de fapt procedura la care se face referire, procedura recuzării. Dar asta știți ce ar însemna dacă, să zicem, prin absurd am accepta o asemenea procedură? Că cel în cauză, că se cheamă Udrea sau altfel, nu contează, cel în cauză ar trebui să facă o cerere de recuzare la instanța care a numit comisia, respectiv la plen, și plenul decide. Până la acea decizie, ea trebuie să răspundă corect la toate solicitările respectivei comisii. Eu vă spun din punct de vedere juridic. Și mai există o mică paranteză. Dar există în regulamentul camerei varianta asta, nu, posibilitatea nu, asta? Nu. Exclus. Nu există în acest regulament și pe bună dreptate nu există. Și am să vă spun de ce. Pentru că recuzarea o poți solicita atunci când ne referim la instanțele de judecată, pentru că instanța respectivă dă o hotărâre. Iar comisia de anchetă nu dă hotărâri, ea analizează și poate constata printr-un proces verbal că există suspiciuni cu privire la, dar nu se poate pronunța că acele există sau nu ca și fapte penale. Bun, deci, domnule Iorgulescu, are vreo valoare documentul ăsta astăzi, în ziua în care vorbim? Din punctul meu de vedere, nu. Reflectă doar dorința doamnei Udrea de a mai completa, aduce un element, să spunem, de culoare unui scandal care deja este cunoscut și recunoscut. Așa cum ieri dansa zărzărică cu primarul Dălnărâșnov, acum vine cu altă zărzăre aici. Evident că nu există nici cadru și nu este posibil să fie substituiți acești 4 sau 5 parlamentari decât printr-o decizie a plenului Camerei, pentru că plenul Camerei i-a pus în comisie și tot ei ar trebui să recuze eventual, paranteză, să pună pe alții în locul lor. Dar încă o dată, procedura în sine nu există în niciun fel de cutumă parlamentară sau regulament parlamentar. Vă opresc o secundă ca să mai dăm informații legate de accidentul grav care a avut loc astăzi pe DN1. Știți foarte bine că circulația în zonă e blocată. Cătălina Porumbel cu imagini din elicopter și precizări. Te ascultăm, Cătălina. Bună ziua tuturor! Așa cum vedeți în imagine, autoritățile încă nu au reușit să ridice mașinile avariate în urma acestui accident grav. În acest moment se poate circula pe sensul de mers dinspre Ploiești spre București, în schimb dinspre București spre Munte nu se poate circula. Pe tot DN1 la ieșirea din București sunt mai multe patrule de poliție, mai multe mașini care încearcă să dirigeze circulația pe rute ocolitoare. În continuare sunt câteva sute de mașini pe DN1 care au rămas blocate aici încă de la ora 2 atunci când s-a produs accidentul. Vă reamintesc că autoritățile spun că acest accident s-a produs după ce o auto utilitară care venea dinspre Ploiești și a pierdut o roată, a intrat pe contrasens și a lovit 3 autoturisme, printre care și o Dacia. E bine, cele 3 persoane care se aflau în Dacia au decedat. În acest moment, colegul meu, Cristian Tamaș, vă arată mașinile care așteaptă aici încă de la ora 2 să ajungă la destinație. Acum o oră autoritățile spuneau că în 30-40 de minute traficul va fi reluat. E bine, iată că nu s-a întâmplat așa, pentru că nu am văzut niciun utilaj care să vină și să ia acele mașini avariate. Așa cum ați văzut, cele 4 mașini care au fost implicate în acest accident sunt încă acolo. Probabil că polițiștii acum fac măsurători, fac primele cercetări la fața locului. Nu știm cât va dura această operațiune. Așa cum vă spuneau, cei care vor să plece din București trebuie să o ia pe rute ocolitoare, pentru că în acest moment pe DN1, pe sensul de mers spre Ploiești, nu se poate circula. În urma acestui accident tragic, sunt 3 persoane care și-au pierdut viața, alte 4 au fost transportate de urgență la spital, printre care și un copil care a ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu. Una dintre cele patru persoane este grav rănită. În acest moment, medicii îi acordă primele îngrijiri. Aici, însă, pe DN1, se pare că nimic nu s-a schimbat.
Vă spuneam că sunt mai multe mașini de polițiști, mai multe autorități care încearcă să stabilească cum s-a produs acest accident. Avem primele date, așa cum vă spuneam, o auto utilitară care venea dinspre Ploiești și a pierdut o roată, a intrat pe contrasens și a lovit trei mașini. La fața locului acum vedeți trei ambulanțe, o mașină de descarcerare și autospeciala care a intervenit cu apă și spumă în urma acestui accident. Mulțumesc, Cătălina Porumbel. Așadar, chiar dacă DN1 oricum nu era un drum unde să te bucuri foarte tare de libertate, ca să spun așa, iată că încă lucrurile nu s-au deblocat și vă auzeam, domnule Ciucă, că vă mirați că de o oră da, și ceva... Da, cum să nu mă mir? Pe o oră și ceva de că s-a întâmplat nefericitul eveniment și nu reușesc autoritățile să deblocheze drumul, e vorbim de o arteră extrem de importantă, cu trafic important, nu consistent. Fotografia tot câmpul respectiv dădea de o parte cât de cât măcar o bandă elibera și făcea să fie fluid traficul. Gândiți-vă, da. Gândiți-vă că sunt oameni care acum pierd avionul. Că este înainte de otopeni și câți vor pierde avioanele. Dar nu numai avion, sunt multe. Alte, da, este inacceptabil. Nu vă pare, domnule Chiriac, că pare așa ca o imagine a României. Sper să nu exagerez, dar la noi totul merge foarte greu. Din păcate e un accident, o tragedie pentru niște oameni care și-au pierdut viața, dar poate că ar trebui și domnul Ciucă, poate că ar trebui să mișcă mai repede în situații de genul ăsta. Da, administrația din România are ritmul ei. Da. Să știți că în privința accidentelor de automobil, din nefericire, în toate țările lumii, când se întâmplă așa ceva, durează. Până eliberezi o autostradă, durează. Iar în România nu vă așteptați să fim campion la așa ceva. Suntem campion la alte lucruri. Din păcate, la lucruri... Da. Vorbeați despre Comisia Udrea, înainte ne să... Ne întoarcem și la Comisie, vă rog. Gâneau. În opinia mea, Comisia asta începe să devină un fel de ciorbă reîncălzită. Deci a avut punctul de fierbere. Maximum, de fierbere, a dat în clocot, s-a turnat apă rece, apa rece a fost înregistrarea cu pricina și ce s-a spus, în care, evident, câțiva membri ai Comisiei au deja o opinie deja formată înainte de studierea documentelor și audierea tuturor martorilor. Și acum ce să mai vină, fiindcă față de scandalurile proaspete cu care i-a alimentat opinia publică din România în aceste zile, Comisia Udrea, pe cine da, acum vă dați seama că există și oameni care se întreabă oare nu cumva au legătură în sensul în care Doamne. Să se acopere deci un scandal. Deci în sala lui Bechtel și ADS, în țara băieților deștepți, în țara cedării rezervelor de petrol și jumate din rezerva de gaz a României, o distinsă comisie de anchetă parlamentară anchetează perdelele doamnei Udrea. Dacă vreți, știrea de astăzi este una singură, faptul că s-a ales cu o poreclă care îi va deveni probabil renume. Domnul Orban, nu știu ce datorează pentru acest lucru. Probabil mielul Calanaș. Domnul Gherasim, domnul Orban devine domnul Orban, iar noi ne uităm la televizor și ne întrebăm cât o să mai dureze scandalul ăsta, pentru că poate că lumea care se uită se întreabă, mă, nu cumva e o nouă încercare de a face ca această comisie să nu se termine odată, să nu avem un verdict, să nu se sape mai adânc. Eu aș avea și o opinie puțin separată față de ce se discută în general cu privire la rolul Parlamentului și a comisiilor. Parlamentarul are... Parlamentul are niște comisii tradiționale care se cheamă de imunități, de disciplină, de juridică, administrație locală și așa mai departe. Eu cred că proliferarea asta a comisiilor ad hoc care sunt făcute în ultima vreme duce la scăderea prestigiului Parlamentului și la scăderea importanței acestor comisii care, după părerea mea, nu-și mai au niciun rost la ora actuală. Păi da, dacă cineva, mă scuzați, numai puțin. Aici suntem în situația în care doamna Udrea cere recuzare. Deci dacă cineva, păi recuzarea trebuia să era normal ca să producă autorecuzare. Deci un om care vede că ceea ce a spus este necorect și ar trebui totuși fiecare în parte, domnule, hai să las pe Ionescu în locul meu pentru că eu am greșit, că m-am antepronunțat. Indiferent că există sau nu este o procedură a recuzării, întâmplător am aceeași meserie și pot să susțin cu tărie că am fost la multe procese. Există procedura recuzării în codul de procedură civilă, în codul de procedură penală. Ne referim la instanță. La instanță. Nu există procedura recuzării, dar din punct de vedere moral, în momentul în care eu deja m-am antepronunțat... Domnul Gherasima, vreau să vă dau dreptate, dar moralitatea cu politica nu-i vorba de asta. Deci, legătură. Acum aducem, desfințăm și aceste comisii ca și prestigiu. Vom ajunge să ne transformăm din parlamentari în procurori. De ce nu s-au înscris la un concurs de a intra în parchet cei care sunt îndrăgostiți de aceste comisii de anchetă? După părerea mea, exagerăm. Asta e o problemă. A doua problemă.
Cred că, într-adevăr, în goana asta nebună după o știri senzațională, care nu mi se pare deloc senzațională la ora asta, că Orban se cheamă Organ, e o greșeală. Dactilografa aia trebuie sancționată dacă a făcut-o. N-ați spus nimeni dacă e știrea zilei. Era doar un element de culoare care poate este privește după Orban sau nu? Nu cred că s-a făcut intenționat așa ceva. Pur și simplu a fost o scăpare a unui funcționare mai rătăcite sau care a venit. Și nu aș vrea să-i dau importanța unei asemenea chestiuni. E puțin ridicol, nu știu cum să vă spun, mai ales că confuzia asta de Orban-Organ duce și spre alte conotații care n-au rost într-o dezbatere, mai ales la o televiziune de prestigiu care este realizată. Știrea este așa, domnul Udrea cere recuzarea, neavând o bază regulamentară. În regulamentul Camerei Deputaților nu scrie nimic pe dar nu există nicio un regulament, nu există nicio normă în Camera de Deputaților. Ce aveți de gând să faceți? Nu vă spune, dar nu există nicio normă care se interzică, doamne Udrea, să ceară recuzare. Eu vă deci, așa cum nu există o normă... ce se întâmplă cu hârtia asta. Unde merge ea ca să se rezolve? Păi comisia trebuie să o înainteze Camerei Deputaților și Camera Deputaților atunci când se rend... Și cine face parte din birou permanent? Ce partide fac parte? Când toate partidele. Bun, și va fi cineva de acord cu astfel de solicitare? Nu știu, dar să lăsăm să se judece, nu? Deci de ce să nu lăsăm procedura să-și urmărească? Și a doua problemă care aș vrea, de pildă, ca știre, la ora actuală, mi se pare că aprobarea de astăzi care s-a dat și asumarea răspunderei pe care și-o propune premierul Boc pentru anularea sau pentru neimpozitarea profitului reinvestit, mi se pare una de cele mai importante știri. Ajungem care să vorbim și despre asumare, că așa acolo sunt niște probleme, cel puțin coaliția guvernamentală. Domnul Iorgulescu, haideți să închidem pe asta cu recuzarea, pentru că până una alta suntem într-o situație de blocaj, aș zice. O comisie care nu lucrează, Elena Udrea care spune pe de altă parte că niciun membru din minister, niciun angajat nu va merge acolo, dânsa nu merge acolo decât ca să stea foarte puțin sau să prezinte documentele. Și ce facem? Vorbim în continuare zi de zi fără niciun folos. Domnul Gherasim, spuneam mai devreme despre faptul că Parlamentul prin aceste comisii își pierde prestigiu. Apun și o întrebare deloc retorică domnului Gherasim și celor care ne urmăresc. Dar faptul că doamna Udrea desfide niște comisii ale acestui Parlament nu face să se piardă din prestigiu instituției parlamentare, care este esența democrației. Nu mai o clipă, că nu v-am întrebat. Eu cred că tocmai comportamentul... Nu m-ați întrebat și vreau să vă răspund. Nu, am spus că e o întrebare retorică. Dacă e personală... Nu, am spus deloc retorică. Am spus este retorică și relativ retorică. Că rămânem cu întrebări, dar fără răspuns. Dincolo de retorisme, eu îmi pun și o altă întrebare, la fel de gravă vis-a-vis de o situație. Cum reacționează Parlamentul, aceeași instituție de care spomeneam mai devreme, vis-a-vis de faptul că niște oameni au fost ascultați prin mijloace neregulamentare? Nimeni nu-și pune problema. Cum să poate? Nu i-a forțat nimeni pe ei să vorbească și să spună că trebuie să caute ceva penal, domnul Iorgulescu. Nu, dacă este fiind cinstit, spun la cap. Doamna Zăicescu, eu nu am spus că cei care au vorbit acolo erau îndreptățiți sau nu, dacă subiectele erau tocmai erau o discuție totuși între membrii comisiei respective, fără prezența presei, o discuție confidențială. Mai merge mâine la o astfel de comisie, că acum nici să jucăm rolul Fecioarei Maria nu e tocmai ok. Nu, poate doamna Udrea joacă că tot merge mâine la o comisie din care fac parte oameni pe care ați auzit că trebuie să caute ceva penal despre dumneavoastră? Eu m-aș fi prezentat din capul locului serios în fața unei comisii parlamentare și aș fi încercat să colaborez cu această comisie, ceea ce doamna Udrea n-a făcut. Și încă ceva, nu mi se pare normal ca oamenii din minister să fie puși în situația de către ministru să nu participe. Eu sunt convins că nici domnul Iorgulescu, nici eu și nici nimeni, un om normal, după ce aude patru persoane discutând sau cinci despre o hotărâre deja luată, la ce mă gândesc să mă ancheteze dacă ea sunt deja hotărâți pe o anumită linie. Pentru ce să mă duc să pierd timp? Dacă ești nevinovat, te duci. Chiar dacă ești nevinovat, dacă cei patru au o convingere. Deci au o hotărâre și convins de contrariu. Nu există așa ceva. Deci ei sunt proiectați să facă acel obiectiv. Eu vreau, dar vreau să fac o simplă precizare. O comisie de anchetă este înființată tocmai pentru a căuta dacă sunt aspecte penale. Domnul Ciucă, o comisie de anchetă pentru asta este croită. Asta... Nu găsește, scrie în procesul verbal, nu sunt fapte care să stârnească suspiciuni, găsește fapte penale ca orice comisie de anchetă, un control de ce vine. Să vadă dacă ești pe lângă lege. Asta e scopul unei comisii de anchetă. Am mai spus-o, o comisie de premieri, o numit juriu, e chemat să caute talente. Dar, repet,
nu vreau să credeți că sunt pătimaș împotriva doamnei Udrea. Mi-am exprimat simpatia în repetate rânduri și nu știu dacă este sau nu vinovată. Asta nici măcar comisia nu poate stabili. Dar cred că din discuțiile înregistrate noastre ați înțeles că de fapt ăla este rolul unei comisii parlamentare de anchetă. Rolul unei comisii parlamentare din esența de anchetă trebuie să verifice documentele, domnul Ciucă. O comisie de anchetă parlamentară sau a oricărei alte instituții este înființată, se naște pentru a căuta fapte incorrecte. Dar în momentul în care vorbești, n-am găsit nimic penal până acum, mai căutăm. Eu nu înțeleg că acolo e vorba de legalitate, ci de o anumită linie vreau politică. Vreau să vă spun că acolo nu sunt nici rudele și nici prietenii doamnei Udrea, din păcate, nici colegii doamnei Udrea, pentru că, în mod eronat, în opinia mea, colegii de la PDL au decis să nu participe la această comisie. Ar fi fost bine să fie acolo. Să vorbim și despre în schimb, asta, dacă nu e o strategie proastă. Gândiți-vă totuși că este o comisie construită politic. Este o comisie care nu ia decizii. Este o comisie care verifică. Cum sunt toate celelalte comisii ale Parlamentului? Tradiționale, cum erau numite mai devreme, sau nu? Permanente sau nu, cum ar fi corect. Dar, în opinia mea, cred că pentru imaginea și a Parlamentului și a celor implicați, ar fi fost bine să se meargă și să se poarte o discuție serioasă și aplicată, să convingă, poate că nu erau convinși oamenii aceia, dar dacă participau colegii de la PDL în comisii, puteau să scrie în procesul verbal opinia lor, care se poate să fie o opinie separată, și astfel se puteau veni cu contraargumente la o opinie care e deja formată, cum spuneți dumneavoastră, și care poate că este așa. Domnul Chiriac, înregistrările astea arată ce? Că există o linie politică, cum zice domnul Ciucă, sau că acolo cineva caută să tragă, să găsească în Elena Udrea un țapi sfășitor prin ricoșeu, lovitură mai sus la Cotroceni? Că de fapt despre asta vorbim, dacă sunt foarte sincer. În opinia mea, înregistrările arată clar că 4 sau 5 membri ai comisiei sunt cei care apar cu vocile în înregistrarea respectivă sau antepronunțat. Au deja un punct de vedere în cazul Udrea. Foarte simplu acest lucru. Mai departe, că se revocă toată comisia sau numai acele persoane, e o altă poveste. Bine, aici probabil că ar trebui și o modificare în situațiile de genul ăsta în regulament, să scrie negru pe alb undeva, dacă ai apucat să-ți rostești punctul de vedere și te-ai antepronunțat, îți iei la revedere și pleci acasă. Sigur că da. Înregistrarea nu valora 2 bani, să știți. Dar pentru Elena Udrea ea valorează... Înregistrarea nu valora 2 bani dacă 2 distinși membri ai comisiei n-ar fi recunoscut public la realitatea TV că vorbele spuse acolo sunt adevărate. Înregistrarea n-a fost făcută legal. Și atunci, sigur că da, ai un mare dubiu dacă persoanele respective chiar au spus ce apare în înregistrarea respectivă. Dar să știți tehnic, că... să știți că din cauza asta, casetele audio sau CD-urile audio nu sunt admise ca probă în nicio țară a lumii, în tribunal, tocmai fiindcă se pot falsifica foarte ușor cu tehnologie la îndemâna oricui. Vreau doar 10 secunde să spun că bătălia totuși nu se dă pe procedură. Ce valoare are sau nu procedurală înregistrarea sau declarațiile celor care au făcut, ci pur și simplu eu cred că este o bătălie care se dă pe imaginea publică. Bătălia se dă pe treabă, se scumă, fratele. Adică toți suntem aici, toți suntem oameni normali, suntem cu o anumită răspundere și cu o anumită greutate. În mod evident, un asemenea eveniment are și costuri electorale. Deci, toate discuțiile și toate aceste atacuri sunt orientate clar pentru a subrezi din potențialul politic al lui Traian Băsescu. Eu, spre deosebire de domnul Gherasim, nu văd nicio legătură între doamna Udrea și domnul Băsescu. În acțiunile politice... Ce legătură? Spuneți-mi dumneavoastră, poate știți mai bine din interiorul partidului. Eu nu știu niciodată. Puteți să jucați rolul ăsta, dar știți foarte bine că... Atâta timp cât doamna Săftoiu deci și domnul Orban sunt în comisie... Între domnul Băsescu și doamna Udrea este o glumă proastă. Pot și eu să fiu caustic și în același timp impertinent. Dar imediat, încă o dată. Dacă vreți, imediat devin. Domnul Gherasim, spuneți-mi dumneavoastră care e legătura. Nu, vă rog, e corect să vorbiți dacă vorbiți despre legătură, explicați. Despre procedură v-am spus. Dacă domnul Orban și doamna Săftoiu mai trebuie să facă parte din această comisie, în opinia mea. Din punctul meu de vedere, aceasta este o chestiune pe care o va decide plenul Camerei Deputaților și cred că din punctul ăsta de vedere niciun dubiu. Am în legătură. Persoanele au avut probleme personale cu Udrea. Deci e clar că nu are ce căuta în această comisie niciuna dintre cele două persoane. În legătură. Eu, domnule Gherasim, nu știu, votat nu le-am votat nici eu. Le-am votat plenul. Păi nu. Din punctul ăsta de vedere e ok, nu? Eu cred că trebuie să voteze plenul de atâtea ori de cât vrea doamna Udrea, până consimte doamna Udrea că vine în fața unei nu comisii. Nu este singur, adică se face eroare. Păi, nu normal, nu mergeți numai pe normal. Deci, încă o dată, din punct de vedere procedural, lucrurile sunt clare. Din punctul meu de vedere, se dorește trenarea lucrurilor.
în așa fel încât, neavând documente la dispoziție, comisia să nu se poată pronunța. Aceasta este tactica. Acum, eu vă întreb, domnule Gherasim, nu mi-aduc aminte să fi existat o comisie de anchetă în care cel, mă rog, cel care trebuie verificat să aibă în față numai prieteni. Că nu prea se întâmplă așa. Cazul, adică, acest argument că nu sunt neapărat apropiate doamne Udrea, domnul Orban și doamna... Și nu puteau să fie niște neutri, dacă nu neapărat niște adversari. Există vreun politician, adversar politic al noastră care e neutru nu, în fața noastră de asta. Între ei au fost niște relații directe. Antagoniste, ca să spun. Dacă PD-a dorit, de ce n-a participat? E normal, eu personal, dacă aș fi avut un conflict direct cu unul din colegii mei parlamentari, indiferent de partid, n-aș participa într-o comisie de anchetă la colegul respectiv. Tocmai pentru că am o educație juridică. Bun, dar PDL-ul, dacă nu face parte din comisie, nu face mai mult rău? Da, din punctul ăsta de vedere este discutabil. Cred și eu că a fost o eroare faptul că în plen PDL-ul nu a participat sau n-a acceptat participarea la această comisie. Asta e o părere personală. Eu personal nici atunci n-am fost de acord nici acum. Cred că PDL-ul nu trebuie să lipsească din această comisie tocmai pentru a putea să producă sau să analizeze acele evenimente sau acele documente care erau aduse în fața comisiei respective. Încă o minte în plus și încă un ochi în plus lustric. Strategie proastă pentru Elena Udrea această recuzare? Vine după un val de situații altfel decât normale în ceea ce privește de Elena Udrea în fața comisiei. Dacă ne uităm cu atenție, PDL-ul, să știți că nu prea a avut inițiative. N-a avut inițiativă politică în ultimele luni. Practic, de la izbucnirea scandalului Riții, tot ce a urmat după aceea, nu a avut din partea PDL-ului o reacție adevărată, politică, în sensul acesta și poate că s-au schimbat rolurile, vă aduceți aminte când se vorbea de liberali ca fiind buni încasatori? În momentul ăsta PDL-ul este un foarte bun încasator. PDL-ul este un foarte bun încasator. În afară de președintele Băsescu, fiindcă, vedeți, așa stau lucrurile, președintele Băsescu a punctat în aparițiile sale publice, ultimele apariții publice, inclusiv în scandalul legat de firma fratelui domniei sale. Președintele Băsescu a punctat bine atunci. De dușman și adversar te poți apăra, a spus domnia sa cu capul între umeri ușor a plecat. De frate e, nu te poți apăra. Deci a ieșit din ochii opiniei publice dintr-un clinci. Sigur, acum lucrurile s-au mai adâncit. Nu știu ce reacție o să mai aibă domnul președinte. Dar Partidul Democrat, e adevărat că președintele Băsescu a avut inițiativă politică, ceilalți candidați la președinție n-au avut. Deci eu nu știu unde s-au aflat în această perioadă domnii Gioană și Antonescu. Din punctul de vedere al partidelor însă, PDL-ul a fost pe post de încasator. De 5 luni de zile, PDL-ul tot încasează. Asta dacă nu se schimbă lucrurile de la 1 septembrie, cum se tem tot PDL-ul nu s-a văzut, să știți. Bun, haideți să ne amintim un pic de ceea ce s-a întâmplat, dar vă rog. Vreau doar să spun așa. Indiferent ce va scrie acel proces verbal, asta nu înseamnă că doamna Udrea este vinovată sau nevinovată. Numai instanțele pot decide. Din punct de vedere procedural, procedura aceasta nu există, dar dânsa fiind parlamentar, poate să facă orice solicitare către birou permanent, care se duce la plen și pe procedura pe principiul simetriei. Deci plenul a hotărât înființarea comisiei, plenul poate hotărâ o eventuală modificare, să rămână comisia așa sau să fie înlocuiți anumite persoane, dar pe ansamblu, repet, ca și simpatizant al doamnei Udrea, totuși cred eu că a fost sfătuită într-un mod nu tocmai fericit în a se comporta în relația aceasta cu Parlamentul și cu această comisie. Și-ți face o ultimă completare. Cred că chiar faptul că noi aici, doamna Udrea, cei de la PD se antepronunță vis-a-vis de conținutul raportului, mi se pare că este o greșeală. Pentru că până în momentul în care nu există un raport, nu putem să spunem că acest raport asta va fi ca și cum ai vorbit în de favoarea, să spânzurat. Păi, dar noi ne-am antepronunțat, dumneavoastră v-ați antepronunțat. Nu, acest raport nu există, domnul Gherasim. Bun. Comisia se pronunță printr-un raport. Faptul că a recunoscut două persoane public că a avut loc acea discuție, deja trebuie dus. E clar că măcar acele patru persoane trebuie să autorecuze. De unde știți dumneavoastră ce scrie în acel, ce va scrie în acel raport? Am citit în Guardianul. Nu, în raport, nu în Guardianul. Lăsați discuțiile de culise. Eu vorbeam în raportul final. Ăla este documentul. Raportul final nu va fi niciodată credibil când patru membri vorbesc deja de soluția dată. Indiferent dacă va spune da sau ba vis-a-vis de doamna Udrea, va atârna mereu această povară. Sigur. A membrilor care s-au antepronunțat. Și eu nu știu cum să nu înțeleg treaba asta. Deci, dacă Comisia de Anchetă Parlamentară, presupunând că așa este cum spuneți dumneavoastră, e depozitarul
independenței și suveranității naționale, garantul democrației și așa mai departe, Parlamentul ca instituție, fundamental într-un stat de drept. Momentul în care în această comisie nu mai reușesc să stabilească nici măcar un rol moral în această chestie, ce rost mai are raportul final? Din cauza asta am început până a spune că discuția despre Comisia Udrea e mai degrabă o ciorbă reîncălzită. Da, doamna Udrea a trimis-o în hâtie, Parlamentul i-o dă înapoi, da. Se întâmplă să face... Dar eu vreau să vă spun ceva, domnul Chiriac. Este posibil ca raportul final să nu fie concordant cu punctele de vedere ale unor a doi sau trei membri de acolo. Deci e posibil ca să fie diferit. Tot nu cred. Că știți ce o să spun? Că raportul final al comisiei a fost de bine pentru doamna Udrea, fiindcă cei cinci acolo s-au simțit cumva cu musca pe căciulă și din cauza asta au fost de acord să nu-și facă treaba până la capăt. Sau deci, pentru că sunt din acest punct de vedere, comisia sau numai acei membri pe care i-am auzit în înregistrarea audio și care au recunoscut că e adevărat, repet, că dacă spunea dumneavoastră, noi n-am rostit niciodată așa ceva. Îi credeam că sunt parlamentari, nu? Bun, da, domnul Ciuc, eu am o curiozitate. Pe Aura Vasile, în cadrul întâlnirilor între PSD și PC, a întrebat-o cineva de ce a vorbit în momentul ăla? Poate că era mai bine să tacă, așa cum aceeași întrebare adresată și liberalilor. Chiar am vrut, nu, vă rog. Tot am ținut să nu abordez tema. Dar spuneți-mi, care este fraza care spune că un membru al comisiei s-a antepronunțat? Dați-mi fraza aceea. Nu am în față citată aproximativ. N-am găsit până acum ceva penal, trebuie să căutăm nu știu ce. Asta nu înseamnă antepronunțare. Ce asta înseamnă antepronunțare? Dați-mi altă frază, asta a picat, alta. N-am memoria, acum v-aș da domnul Gherasim. Din punctul meu de vedere, eu mă... Permit să vă dau una extrem de îngrijorătoare, care transcede cazul Udrea. Eu tot într-o emisiune și colegul de la PD a citit raportul de înregistrare. De o doamnă deputat, membru al comisiei, în care se spune să chemăm păcutare. Omul de frică spune orice. Deci chestiunea aceea, să știți că pe mine m-a înspăimântat. Mă duce înapoi 20 de ani de zile, așa, în care te chemau la securitate, dacă nu știau ei de ce, știai tu de ce. Eu vreau omul să de frică spune orice. Omul de frică asta... spune și adevărul sau renunță de a spune adevărul. Orice. Inclusiv adevărul. Domnul pe care vrea să-l ascundă. Domnul meu, în fraza respectivă, că aș cerut o frază. V-am spus-o din memorie. Am dreptate când vă dau și acest contraargument. Omul de frică chiar renunță la a ascunde adevărul. Nu, domnul Ciuclă. Depinde de chestiunea asta. Depinde. Păi asta spune? Că putem pe cale logică. Nu. Înseamnă că tot ce spuneai la securitate pe vremuri când te chemau și te băgau jos și vorbești de anii 50, era adevărat, nu? Nu. Păi dă frică. Singurul lucru care îl vreau eu. Nu, și eu ca un politic logic. Încerc să fac asta și mă aștept și din partea celorlalți. Când atât ai... mai puțin că nu, nu. Au păi poate simpatii sau antipatii. Stați puțin, e o factură logică. Păi e factură logică. Omul la când de frică spune orice. Cum s-a întâmplat la Comisia Riții când oamenii aceia chemați de frică au renunțat să mai ascundă unele lucruri? Domnul Ciucă, pentru numai, când ai un torționar în față, și care-i torționarul? Spui ce vrea să audă torționarul. Dacă nu spui adevărul neapărat. Dar care-i torționarul în situația noastră? Păi nu, ne referim la o ați spus că de frică spune inclusiv adevărul. Păi nu e adevărat. De frică... Păi cum s-a întâmplat la Comisia Riții? De frică omul spune ceea ce vreți dumneavoastră să auziți. Eu nu vreau să aud nimic. Între două comisii născute cu același scop. Fac o analogie între cele două, nu cu securitatea, că nu vorbim nici de cineva în uniformă, sunteți nici, politician? Nici cu bastonul în mână, vorbim de două comisii parlamentare. Stați puțin, domnul Gherasim. Asta încerc deci, să vă spun. Dacă în România anului 2009 dumneavoastră sunteți de acord, cu această frază, să chemăm păcutare, că de frică spune orice... Ascultați, nu cred că domnul Ferească Dumnezeu. Așa, cred că e o zi mai. Vă rog, nu, domnul Gherasim, nu, e o zi bună, vreau doar să vă spun atât. Din punctul meu de vedere, aveți instrucții juridice să puteți gândi așa. Ascultați, nu pot să cred. Asta eu vreau să vă spun din punct de vedere al juristului că nu înseamnă antepronunțare. Asta în schimb ce a creat? Și într adevăr a creat un disconfort pentru comisie. Și cu asta sunt de acord, pentru că poate fi interpretat ceea ce s-a spus în mod diferit și să perturbeze cumva imaginea comisiei. Cu asta sunt de acord. În orice caz, indiferent de soluția pe care o va da sau concluzia pe care o să o scrie această comisie, că va fi de bine, că va fi de mediu sau de rău, nu va fi credibilă în fața oricărei instanțe a opiniei publice. Vreau să vedem, asta a făcut rău, domnul Ciucă, o secundă, să vedem filmul a tot ceea ce s-a întâmplat în Comisia Udrea, o comisie care are mai degrabă un bilanț pe negativ, un bilanț pentru mai multe scandaluri decât audieri. Vedem materialul și discutăm imediat.
Am venit în fața dumneavoastră pentru a vă cere să fiți de acord cu înființarea Comisiei Parlamentare Vanghelie, al cărei scop declarat este acela de a măsura jaluzelele la Ministerul Turismului. Am pregătit pentru membrii ei rulete și abacuri. Oricine își poate da seama că asistăm la refacerea majorității parlamentare PSD-PNL. Din prima zi de activitate, Comisia Udrea a reclamat constant că Ministerul Turismului refuză să-i pună la dispoziție documentele solicitate. De fiecare dată, Ministerul a respins acuzațiile. Pe 16 august a izbucnit scandalul interceptărilor. În presă au apărut înregistrări audio ale unei ședințe cu ușile închise. Au urmat reacții în lanț. Cerem desființarea acestei comisii pe baza probelor deja prezentate public de mass media. Să facem o solicitare oficială către biroul permanent să ordone declanșarea unei anchete. Personalul Camerei Deputaților nu a fost implicat în aceste înregistrări. Pe 19 august, un alt scandal. Un document de la Finanțe apare, dispare și reapare. Prilej de noi acuzații și de noi anchete. Situația este amuzantă, dacă nu chiar dureroasă. După ce aflăm pe diverse surse că suntem înregistrați ilegal, ascultați, acum vedem că de la Registratura Camerei Deputaților pleacă documente. Pe 21 august, ministrul Elena Udrea s-a prezentat pe neașteptate la Comisia Parlamentară de Anchetă, unde nimeni nu o aștepta pentru că anunțase că nu vine. Cred că ar trebui să vă dați demisia din această comisie și aștept să faceți un gest de onoare să vă dați demisia din Parlamentul României. Recunosc orice comisie parlamentară de anchetă din care dumneavoastră nu faceți parte, doamna Săftoiu, doamna Aurelia Vasile, domnul Țaga și domnul Chiriță. Am venit să vă depun aceste plângeri privindu-vă pe fiecare în ochi. Merg la Ministerul Turismului, unde am realmente ceva important de făcut pentru turismul românesc. Vă mulțumesc foarte mult, am încheiat. Începem audierea. Doamna ministru, obiectul prezenței dumneavoastră aici în fața comisiei este să fiți audiată. E atitudine de Elena Ceaușescu asta pe care o faceți, doamnă. Vă rog frumos, acceptați, vă dau cuvântul. Doamna ministru, vă readuc aminte că aveți obligația constituțională de a participa la audier. Așadar, o comisie cu cântec. Mă uitam, domnule Ciucă, pentru că m-ați făcut curioasă și nu le aveam în față. Dacă următoarea frază spusă de domnul Chiriță de la PSD din cadrul acelei înregistrări e sau nu o antepronunțare. Știți cum trebuie să acționăm? Deci dacă nu reușim să punem în evidență fapte de natură penală care să o incrimineze, dacă nu reușim acest lucru, nu vom face mare brânz. Asta ar fi una. Faptul că a făcut publicitate, spune același domn Chiriță, fără să aibă prevăzute sume potrivit legii, ăsta e un fapt de natură penală. Problema pe care o avem acum este dacă o putem încadra și pe ea în această faptă. Mi se pare că tipul ăsta de atitudine e așa roz. Da, vă rog frumos, corect, ca un avocat, vă rog eu. Discursul acestui avocatul normal, cui? Avocatul cui? În nu. Sine. Din deci nici măcar asta nu e juridic antepronunțare, dar eu nu mă aștept, ascultați-mă. Eu nu aștept să spuneți că domnul Joana nu o să iasă președinte. Eu nu mă aștept ca o comisie construită în Parlament să nu aibă opțiuni simpatii și antipatii politice. Orice comisie, orice parlamentar are simpatii și antipatii politice. Mi-amintesc de cazul Năstase, în care acum măsurăm perdele, atunci măsuram termopanele și poziția unor oameni era cu totul și cu totul inversă față de cea acum, vis-a-vis de un alt subiect. Dar indiferent ce spun oamenii aceia, indiferent cum ar arăta, acum iar simpatizantul doamnei Udrea din mine spune cuvântul, indiferent cum ar arăta procesul la verbal, doamna Udrea nu este vinovată sau nevinovată în funcție de procesul verbal și de ceea ce găsește comisia. Numai o instanță de judecată poate să aprecieze că o persoană, un ministru, un parlamentar, un om, un cetățean al României este sau nu vinovat. Atât. Totuși, punctul de vedere al comisiei este foarte important. Chiar și mediatic, în primul rând. Și nu numai mediatic. Ultimele concluzii, vă rog, domnule Ierbulescu. Ce să spun, eu aștept să văd rezultatele acestei comisii. Nu pornesc de la premisa că ea s-a antepronunțat și cred că va fi, până la urmă, un raport, hai să spunem așa, echilibrat. Bun, depășim momentul, aș vrea să ne îndreptăm spre o altă zonă conflictuală între PSD și PDL. Vorbim despre asumarea răspunderii guvernului. Ca atare să vedem întâi câteva puncte de vedere, atât ale premierului Emil Boc, cât și ale președintelui PSD Mircea Geoană, în legătură cu subiectul asumării, care s-ar putea să nască conflicte puternice în coaliția guvernamentală. Materialul, vă rog.
Guvernul, în 2 septembrie, își va angaja răspunderea pe următoarele proiecte de legi. 1. Proiectul legii salarizării unice. 2. Proiectul privind restructurarea agențiilor guvernamentale și raționalizarea cheltuielilor publice. 3. Proiectul de lege privind cumulul pensiei dintre pensie și salar la stat, în sensul interzicerii acestui cumul între pensie și salar la stat. 4. Legile educației. Se încearcă din partea liderilor PDL bruscarea, practic, a Parlamentului prin asumarea răspunderii. Guvernul este unul singur. El este indivizibil și nu poate să ia decizii care să oblige o parte din acest guvern. Este pur și simplu frivol să încerci să bruschezi un demers. Văd că se joacă cu focul domnul Boc, tot vorbește de asumarea răspunderii. Să vedem pe 2 septembrie. În curând, surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy. Gold FM lansează colecția Golden Songs, Golden Love Songs, Golden Rock and Roll Songs. În această vară, vacanța ta înseamnă muzica noastră. Golden Summer Songs și colecția continuă. Un produs Roton, distribuit de Syncron și susținut de Gold FM, The Greatest Hits Radio. Plătești mai puțin și ajungi mai repede decât cu trenul. București-Cluj-Napoca în doar o oră. Prețuri începând de la 89 de lei cu taxe incluse. Rezervă pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Sunt Cătălina Ponor și am câștigat pentru România 10 medalii de aur. Libertatea a fost întotdeauna lângă mine. Citiți Libertate, este ziarul campionilor. Am întors în fabrică, un guvern, două opinii. Nu e prima oară când se întâmplă, domnule Chiriac, să avem un subiect în care PSD și PDL să aibă viziuni diferite. De data asta avem o asumare a răspunderii și cuvinte precum se joacă cu focul sau bruschează, frivol, spune PSD-ul. Doamna Zăicescu, e o chestiune extrem de simplă și candidatul la președinție, domnul Mircea Cioană, poate că ar trebui să vorbească mai pe șleau, nu? Fiindcă dânsul urmărește să obțină simpatie, vot și să se mute la Cotroceni din iar. Pe 2 septembrie ce urmează să întâmple? Asumarea răspunderii. De ce se întâmplă asumarea răspunderii? Pentru ca PDL-ul să scoată afară PSD-ul de la guvernare. Ce va face PSD-ul în această situație? Va rămâne sau va pleca? Despre asta este vorba. PDL-ul merge în forță în acest moment. Nu are ce pierde. Dacă rămâne singur la guvernare să organizeze alegerile, are categoric un avantaj. Nu? Că nu mai e timp de moțiuni de cenzură, de schimbare. De ce n-ar fi timp după asumare? Că liberalii par să fie pregătiți cu o moțiune de cenzură. Doamna Zăicescu, haide să fim serioși. Există o aritmetică parlamentară care este bine luată în calcul, că nu se sare în gol în acest mod. Și atunci PSD-ul are de ales. Probabil că nu s-au decis, domnilor, să lasă scoși afară de la guvernare sau înghit gălușca cu totul și rămân la guvernare mai departe. Dar pe 2 septembrie despre asta vom discuta. Pe 2 și în zile următoare, fiindcă sunt niște proceduri parlamentare, administrativ, birocratice, care trebuie parcurse. Domnul deci până pe 10 septembrie deci, ne lămurim. Cu gălușca fierbinte sau este afară? Este o gălușcă fierbinte și toate aceste găluși sunt din ce în ce mai fierbinți cu cât ne apropiem de momentul electoral din toamnă. Subiecte cum... Bun, dar traduceți-ne și nouă. Ce înseamnă domnul Gean? Ce încearcă domnul Gean să ne spună cu frivol, bruscarea parlamentului? Probabil că se referea că această decizie nu s-a luat prin consultare și este, a fost luată de primul ministru și poate de o parte dintre miniștrii, respectiv cei ai PDL-ului, fără să consulte PSD-ul. Și atunci, în mod... Și de domnul președinte Traian Băsescu. Și de domnul președinte Traian Băsescu. Îl puneți pe dânsul la coadă? Nu, îmi cer scuze. Domnul președinte Traian Băsescu. Așa. Dar fiind o decizie a guvernului, am vrut doar să mă limitez la guvern. Asta e situația de față. Dar ce face? Eu vreau să vă spun că subiecte cum sunt cele pe care le-am discutat și noi, Comisia Udrea sau toate celelalte, sunt
inclusiv obiectivul electoral din toamnă, sunt teme care ostilizează relația dintre cele două partide componente. Alminter roz și care caldă. Și așa nu se iubeau foarte tare, ci o situație, o conjunctură electorală, un rezultat electoral a determinat această coabitare guvernamentală. Așa că ambele partide au obiective diferite vis-a-vis de alegerile din toamnă. În mod evident și categoric. Și vrei, nu vrei, mai mult sau mai puțin, orice acțiune politică a celor două partide are un calcul și acest obiectiv electoral, alegerile prezidențiale din toamnă. Așa că, cu atât mai mult probabil că s-a supărat și domnul Gioană și PSD-ul în momentul în care premierul a ieșit și a anunțat un calendar guvernamental fără să consulte și jumătatea guvernului care aparține PSD-ului. Și atunci, în mod normal, și PSD-ul a avut o reacție care să arate, stai puțin, că suntem umăr la umăr, nu suntem unul mai sus decât celălalt sau ceva de genul ăsta. Vă rog, fără să consulte, când premierul vorbește de treaba asta de vreo lună și ceva. Despre această asumare. Să vă spun că inclusiv sindicatele acum jumătate de oră au ieșit și au spus că nu sunt de acord deocamdată și nu au luat-o decizie. Este drept și foarte bine că avem sindicate puternice în România. Dar eu vreau să fac o prognoză așa. PSD-ul va vota și asumarea răspunderii va trece. Că va fi pe care amiabilă, că va fi în urma unor tratative, nu știu. Părerea mea că va trece această asumare. Iar lupta PSD PNL se va întâlni începând cu 1 septembrie foarte tare. Pentru că va fi lupta după 2 septembrie, asta lupta pentru locul 2 care va fi infernală. Vă rog, domnule Iorgulescu. S-a vorbit de o luptă infernală aici, mai devreme s-a vorbit despre iubire, să înțeleg că se iubesc de moarte cele două partide. Eu aștept interesant să văd... Interesant ce faceți noastră după deces. Eu să văd... Domnul Iorgulescu. După deces... Sunteți Amanta. După ce... Amanta nu știu care dintre noi, că aveți o mezalianță, noi suntem în afară, noi suntem în locuri. Tocmai de asta, da, de sunteți Amanta. Dacă vreți dacă să ne curtați... Dacă îmi permiteți, e mai degrabă un triumf fericit. Adică... Așa, așa, e doamnă, eu cred... Iată, e prima dată că trebuie să spun că sunt de acord cu domnul Gherasim. Eu cred că cele două partide nu se iubesc, nu că nu se iubesc, se urăsc de-a dreptul, dar iubesc mai tare Ciolanu. Și iubim mai tare Ciolanu și vrând să controleze alegerile și din punct de vedere financiar a surselor. Sunteți îngerașe, știți, și ăștia sunt Ciolanu. Nu am făcut comentarii. Acum, îngerașe, neîngerașe, să ne ferească Dumnezeu de diavol. Da, pe mine mă interesează dacă diavolii mai aveți în plan cu moțiunea de cenzură după asumare. Deci, noi ne-am pronunțat în sensul că nu suntem de acord cu nediscutarea acestor acte fundamentale, legi importante pentru destinul țării, fără a fi trecute și discutate în Parlament. Mai departe vom vedea cine va semna moțiunea noastră de cenzură. Semnează PSD-ul moțiunea de cenzură a liberalilor? Nu sunt hotărâți. Nu sunt hotărâți. Asta e cea mai proastă dintre variante, când ești nehotărât. Doamna Zeice, ieșirea de la guvernare în acest moment, sigur că PSD-ul își face niște calcule că e greu să fie dați afară repede din deconcentrat. E adevărat. Lucru extrem de important pentru supraviețuirea unui partid care vine după 4 ani de opoziție și a fost la putere 8 luni în criză. N-au fost bani în teritoriu. În același timp, vă asigur că din momentul în care PDL-ul își va exprima ceva mai public opțiunea de a scoate PSD-ul de la guvernare, va fi un șir lung de peneliști care vor aștepta la ușă. Iar în privința dragostei celor două partide, am o altă opinie decât distinși antevorbitori. Cele două partide, să știți că s-ar iubi adevărat și cu patimă. Dar, da, soacra... îi încurcă foarte tare aceste alegeri prezidențiale. De ce îi încurcă? Nu de drag de Băsescu sau de Gioană, nu. De teamă că s-ar pierde puterea. Puterea însemnând bani, domnule Chiriac, ca puterea să fim însemnând, sincer. În final, cum ați spus dumneavoastră, inclusiv bani. Așa. Sau mai ales bani. Cum vreți să mulțumesc tare mult pentru prezența în fabrică. Rămâne de văzut dacă avem divorț, deces sau o nouă însurătoare, nu-i așa, pe scena politică românească. Deocamdată avem imagini de la, din București, acolo unde Madonna se pregătește să plece de la hotelul Radisson către Parcul Izvor. Știți foarte bine că ne așteaptă în această seară un concert incendiar. Un concert care se pare că nu va fi doar un show, ci va fi un adevărat spectacol de teatru. Așa cum știm, Madonna, un om care a rezistat pe piață foarte mulți ani prin reinventarea de fiecare dată, vrea perfecțiune și se implică până în ultimul element, ca atare probabil că trebuie să plece din moment în moment către Parcul Izvor pentru pregătirile dinainte a marelui concert. Detalii în jurnalele care urmează.
Bună! Pe mine mă căutai, nu? Ești drăguț! Ai prietena? Vrei să fiu o prietena ta? Ce-ai de mesai? Al meu e Fox 85. Putem vorbi tot timpul, chiar și când nu sunt de acasă, că am net mobil. Ia și tu, e mega ieftin abonamentul, e cât un film la mall. Nu, nu vrei să mergem să vedem un film de dragoste? În curând, surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy. Eliberadio Vacanța recomandă soluție estivale 2009. Cea mai eficientă loțiune de plajă. O găsiți în toate alimentarele la raionul de lactate. Cel mai comod colac de not. Este comercializat în diferite dimensiuni, dar numai pe o singură culoare. Cel mai la îndemână pistol cu apă. Un accesoriu de plajă ce se impune prin cea mai mare răspândire. Propune și tu o soluție estivală testată de tine pe www.liberradio.ro. Radio Guerilla. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Astăzi ești invitat la filmul zilei pe Comedy Star. Experimentul savantului trăznic continuă. De data aceasta, copilul crește și nu se mai oprește. Rezultatul, o comedie super amuzantă. Dragă, a mărit copilul. Astăzi, pe Comedy Star, o nouă zi, un nou film tare. Abonează-te acum, deschide ochii și visează. Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard, pentru nivelul următor. Știri de ultimă oră, din 17 august, poți intra în lumea CineStar și pe DigiTV Satelit. Abonează-te acum, deschide ochii și visează! Descoperă Nova Brazilia Ibric cu gust bogat și mult caimac. Rețeta specială pentru Ibric. Wow, ce surpriză! Nova Brazilia Ibric. Nou pachetul de 250 de grame. Rețeta gustului bogat. A apărut noul număr Forbes România. Din 24 august citește despre cum au devenit senzațiile tari un pretext excelent pentru o afacere românească de mari proporții. Revista Forbes apare lunea la fiecare două săptămâni. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. La realitatea zilei vin oameni cu diferite convingeri și porniri. Sunt bineveniți cât timp în emisiune singurele lupte sunt cele de idei. Sunt Răzvan Dumitrescu și în fiecare zi de la ora 18 și 50 de minute te invit să dezbatem împreună cu politicieni și reprezentanții ai societății civile cele mai arzătoare chestiuni. La realitatea zilei, emisiunea care pune punctul pe zi.